salut și bine ați venit pe canalul Basta România. M-am gândit să fac un clip cum n-am mai făcut până acum. Stați că sună ambulanța, sună salvarea, sună tot, nu știu ce se întâmplă. Haideți să ne uităm la ce crezi că facem azi. Ce ați citit în titlu? Lansările din martie 2021. Hai să începem. Cu ce începem? Să vedem ce sneakers ne luăm în luna martie, nu? Clar, vedeți și noi dacă prinde ceva. Doamne ajută, hai să vedem. Am văzut că luna asta niște bucăți forță. Și să mai zic, chiar sunt beton bucățile alea care o să apară. Hai să vedem release calendar. Să vedem ce o să iasă luna aceasta, în luna martie. Și în luna februarie au fost niște bucăți bune, dar nu se compară. În 3 zile o să vină 1, 2, 3... 4 perechi de dancuri, o să iasă bombărul, 5 perechi de dancuri. Mamă, ce perechi. Deci, începem așa, cu prima pereche. Nike Dunk Low SP City Market. Bun. Retailul o să fie de de 110 dolari. $110 aproximativ 480 de lei, să zicem. Băi, dancurile astea chiar arată bine, sunt așa din mai multe materiale. Se lansează pe 4 martie, arată super bine. Văd că au și resell-ul cam ridicat. Uite, pe pereche numărul meu e 550 de euro dacă vreau să o iau acum. Cred că o să se lase așa, aspect 7 din 10 să zic. Că-s cam nebun, nu poți să iei cu orice să-i porți. De primăvară. De primăvară, așa, niște culori de primăvară, primăvăratice. Ulala. Așa, ce să vă mai zic despre ei? De-abia aștept să iasă. Poate e prima, am băgat și eu la un refer. Încă-mi bine după. Că nu-i păstrez, vă dați seama. Deci asta e prima pereche, Dunk Low SP City Market. O să vă zic doar ce perechi îmi plac mie așa din luna asta. Că sunt multe lansări. După care mai vin tot niște dunk-uri Adidas de skateri. Deci să vină SB Dunk Low Supreme Black, SB Dunk Low Supreme Mint Green, SB Dunk Low Supreme Hyper Royal, SB Dunk Low Supreme Barkrot Brown. Mamă, ce scoruri aici. Tot așa $110 o să fie, 480 de lei. Mamă, cât îmi plac ăștia negri, deci ăștia negri sunt nenorocire. De capul meu cum arată. La sale, 1000 de euro. De capul oricum, meu. Oricum, cred că o să crească mai mult ăștia, domnule. Mamă, cum arată, deci arată super bine. Pe negru, o să vă las aici, o să vă las poză cu fiecare model în parte. Pe verde, mint green, nu verde, mă scuzați. Mamă, cum arată și ăștia, băi. Prinde-mă și noi o pereche. Aia verzi, mă, știi cum arată? Vezi că-s cei mai bombă. Cherii se lau, nu se duc sub 1000. Nici o pereche nu s-a dus sub 1000. Eu cred că o să crească mai mult, domnule. Mamă, și ăștia albaștri, prinde și pe ăștia albaștri. Ia ce țin care vă plac mai mult, albaștri, negri, verzi sau ăștia? Brown. Maronii ăștia de bătrâni. Maronii, nici maronii, roșu, nu știu, maroniu, roșu, nu știu ce. Ia și ăștia albaștri. Mă, cred că e vișiniu de la... Vișiniu, da. Ăștia albaștri nu prea mă spa, nu prea îmi plac. Și ăștia, ăștia vișinii, nici ăștia nu-mi plac. Da, lasă ei să-ți faci profit. Să-ți faci profit atâta, dar altceva nu. Dar ăia negri și aia verzi, nenorocine. Nu știu, lăsați în comentarii care vă place mai mult. Ziceți-mi și mie să vedem dacă avem gusturi asemănătoare. O să iasă și o pereche nebună de Easy, o nouă siluetă de Easy. Easy 450 Cloud White. Bă, ăștia niște sneakers cam ciudați, cam foarte ciudați. Poate că au resell-ul ești nebună. Au resell mare, dar voi stați pe size-ul meu 1600 de euro. Dar oricum Kanye o să facă multe perechi și nu o să scadă resell-ul în timp. Ce zici, mă, scade resell-ul la ăștia? Posibil să da. Eu cred că o să scadă. Nu e silueta așa. Acum o săptămână știu că era lowest as 2700 de euro. Acum o săptămână. O să scadă, sigur. Sigur o să scadă. Mamă, ia, lăsați-mi comentarii. Vă plac ăștia? Mie nu prea-mi plac. Mi se pare... Mă, mea e 2000. Nu știu, mie nu prea-mi plac ăștia așa. Da, nu, e și culoarea. Nu prea, n-ai care bucăți forță luna asta. Easy sau Candu. Mai sunt niște Nike Dunk High, Dark Russet. Drăguți. Da, chiar arată bine, au un preț accesibil. Ia uitați, pe size-ul meu, lui ăsta, 140 de euro, 30 de euro peste prețul lor de retail. Mă, merită. Nu știu dacă o să crească, dar sunt drăguți. Așa, dar nu prea mi se par de primăvară, mi se par mai mult de toamnă. Acest colorway, se pare mai mult de toamnă. Așa. Deci ăștia o să fie pe 5 martie, Dunk-urile astea High, urmă Dark Russet. Pe 6 martie Începe nebunia mea. Jordan 1 Retro, High White University, Blue Black. Bă, ăștia... Bă, cât de frumoși poate să fie ăștia să-mi pa picioarele. La Westas, mărimea mea 500 de euro. La Sell 400 de euro. Bă, dar cât de frumoși și de clean sunt ăștia să-mi pa picioarele.
Soarele. Bă, cât de frumos sunt ăștia. Bă, chiar e o pereche mișto, sper să o prind. Dacă o prind cu perechea asta, fac și review. E ce trebuie, mă, perechea asta. Că nu am văzut o pereche așa frumoasă de Jordan. N-a ieșit. Că a ieșit și una trecută și a mai ieșit și acum mai multe luni Dark Mocha aia și au fost ok. Dar ăștia, mă, mâncați și întreg pe toți. Păi întreg pe toți nicărsii ăștia. Sunt așa clean și fai de primăvară, de ce vreți voi. Da, merită. 170 de dolari, prețul de retail 790 de lei și se lansează pe 6 martie, sper să aveți succes să-i prindeți voi dacă nu-i prind eu sau să-i prind eu sau să-i prindem toți, zic, cel mai bine. Așa, să ne ducem și am trecut de 6 martie, mai apar pe, o să mai fie în Cavaș, 3 perechi care îmi plac așa, de care să vă zic, dar în rest nu mai. Mai sunt Nike Dunk High CA All Stars pe 9 martie, nu îmi plac, nu-mi displac, nu știu ce să zic, sunt... Dar și indiferent cu ei. Par mișto, dar dancuri, nu știu. Prea butucănoși. Un Jordan nu e mai finuț așa, nu știu cum să zic, are o formă mai frumoasă. Așa, prețul lor este de 120 de dolari, 110, 110 dolari. Ați văzut că la dancurile celelalte hai a fost 120, nu știu de ce. Resell, nu prea, 200 de euro, dar merg. Să prind tot ce am zis de aici, să primă caruna. Doamne ajută, la retail. Așa, și acum. A, nu mai am perechi, băi. Cam astea au fost perechile. Câte perechi am avut? Ia, câte perechi nebune se lansează? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cam 9 perechi hype. 8 Nike și un Adidas Easy 450, o nouă siluetă de la domnul Kanye West. Să vedem ce o să fie, ce o să se întâmple. Oare va reuși Kanye să aducă din nou hype-ul pentru Easy sau nu va reuși? Lăsați în comentarii. Băi, frate, sper că v-a plăcut video-ul ăsta. O să fac așa un clip din acesta la fiecare început de lună și să-l postez pe întâi în fiecare lună. O să încerc, mă țin. Dacă v-a plăcut, chiar o să fac asta. Nu uitați să dați like acestui video, un subscribe canalului nostru. Ne găsiți și pe Instagram Basta România, azi Basta și Basta România Resell. Până data viitoare, eu am fost Cagula Albă. Really, nigga? Pe canapea acolo a fost descentratul meu. Bravo, pa, pa.